Bună ziua tuturor, Hristos a înviat! Prieteni, Platforma Demnitate și Adevăr intră din acest moment în campania electorală. Suntem încrezători că cetățenii doresc să aibă în Parlament un avocat sincer și competent. Iar noi am devenit prin fapte concrete, am dovedit prin fapte concrete că merităm toată încrederea lor. Vom face o campanie curată. Vom dezbate idei și vom veni cu soluții la problemele oamenilor. Oponenții noștri sunt grupările implicate în fraude și hoții. Locul lor nu este în Parlament. În democrație, hoții stau la pușcărie. Nu putem învinge corupția dacă nu scăpăm de structurile oligarhice care influențează autoritățile statului prin finanțări ilicite și procese mimate. Ne vom bate pentru oamenii cinstiți și le vom apăra cu demnitate interesele. Aliații noștri sunt toți cetățenii onești de acasă și din diaspora. Ei ne-au fost alături la bine și la greu. Ei sunt măsura faptelor noastre. Chemăm la mobilizare pe toți. Chemăm tinerii care vor vota pentru prima dată să construim împreună un viitor demn aici, acasă. Chemăm persoanele în etate care își vor apăra împreună cu noi dreptul la o viață normală. Chemăm antreprenorii liberi să construim împreună bunăstarea și siguranța. Chemăm intelectualii, oamenii de cultură și profesorii din școli să creăm împreună o Moldovă educată. Chemăm fermierii și toți oamenii de la sate să punem pe roate agricultura. Chemăm diaspora să aducem împreună standardele europene la noi acasă. Platforma DA are o echipă de oameni cinstiți și competenți. Deputații noștri au fost cei mai activi, iar faptele lor bune sunt apreciate de toți cei care au beneficiat de ele. De antreprenori, de medici din prima linie, de reprezentanții micului business, de patentari și pensionari. Fie ca faptele noastre bune să ne adune în această campanie, dar și în viitorul Parlament. Platforma DA este garanția ieșirii din haos și instabilitate. Fapta bună ne adună. Acesta este sloganul nostru al echipei Platforma DA. Platforma DA este garanția unei vieți normale acasă, în bună stare, în bună înțelegere, în demnitate și adevăr. Fapta bună ne adună. Acesta este sloganul Platformei Demnitate și Adevăr și așa cum am obișnuit întreaga societate, în spiritul transparenței, a deschiderii noastre către toți cetățenii de bună credință din țara noastră, evenimentele din săptămâna aceasta vor urma cu o lansare a echipei Platforma DA, miercuri și, bineînțeles, și a programului nostru, a angajamentelor față de cetățeni și de țară. Vă îndemnăm să rămâneți alături de noi și în continuare și nu uitați, fapta bună ne adună.